Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Topicraft, un episod super interesant deoarece în episodul de astăzi s-au întâmplat destul de multe chestii. În primul rând eu cu Nocivanu am vorbit să ne omorâm în jur de 200 de ori, 300 de ori unul pe altul pentru a lua capetele fiecăruia, pentru a face cel mai mare prank de pe Topicraft, pentru a pune capete în fiecare bază de pe Topicraft, capul meu și al lui Nocivanu peste tot pe Topicraft, așa că ne-am omorât unul pe altul timp de o oră, 30 de minute, ce mai jos, ne-am omorât non-stop, a durat foarte mult, dar am reușit să facem rost de capete. Și după ce am făcut rost de capete, am zis să începem să facem prank YouTube-ilor, dar ceva ne așteptat să se întâmple în episod, așa că nu uitați să dați butonul de like, să vă abonați dacă vreți să stai cu Topicraft, să spuneți în comentarii dacă v-ați dat seama ce se întâmple. Deci, fraților, să cooptăm pe Q-Sanity să facem farsa secolului pe Topicraft. Oh my god, vine Nocivanu! 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 Nocivanu, hype, intrați, da! Salutare, Nocivane! Ce vreți să facem astăzi? Am auzit ceva un prank? Da, bă, da, de ce e capul meu aici? Am și eu așa o mică întrebare. Sunt colector de... capete. De capete de regi. De capete de regi? N-are coroana, Nocivane. Ai văzut castelul meu de afară? L-am văzut, arată genial. Lasă că-l vedem imediat. Astăzi am venit să-ți propun să facem și noi rost de 500 de capete de Q-Sanity, 500 de Nocivanu și să facem și noi o farsă ca lumea, că toată lumea până acum așa cu țărăit acum un pic numai. Invazia Nocivanu și Q-Sanity? 1000 de capete să fie pe Topicraft, să, Nocivane, rugăm, să fie lagul de pe lume, să ne dea afară din serie. Eu am level 85, deci nu prea pot să mor, o să fac 100 de enchanturi pe cărți și după hai putem să ne omorăm. Hai să facem enchanturile și ne apucăm. Mă, bala, enchantat. Ia uitați, băie, sunt hai gata. Fiți atenți, da? Deci punem 100 de enchanturi și revenim când enchantăm toate cărțile. Deja am ajuns la level 28, că nu se mai poate, doamnelor și domnilor. Avem așa, smite, power, sweeping, respiration, fortune. Oh, impaling, loyalty, channeling. Mă, channeling nu era rău de tot. What? Nocivane! Ia. Yeah. Cred Nocivane, că ne trebuie doar 400 și 400. Trebuie să arăt ceva. Mă auzi? Te aud, da. No, fii atent că ne trebuie doar 400 și 400, nu mai trebuie 500. Vreau să arăt ceva. Sami, zi, zi. Arat. Nu cred că ți-a picat chestii bune, ia. Hater iar spune că sunt om, dar eu sunt cel mai tare raton. Bun, hai să mergem. Cartea, Nocivanos! Cartea! Ce carte? Că n-am nicio carte, frate. Cartea, Nocivanos! Cea mai rară din lume! Șansă de 0,00008%. Da, chiar m-am chinuit enorm să... Cred că am consumat vreo 300 de levele și... Da, și nu mi-a picat. Frumos. Ah, mă, Nocivane, că ești norocos. Aia zic. Hai că mai am câteva enchanturi și după decolăm la... ucideri. Să farsă. Da, băi, hai să mergem. Ia zi, Nocivane, cât looting ai pe sabie? Sau cum facem? Să ne omorăm 200 de ori. 3? Ce 200 de ori? De 400 de ori fiecare. Oh my god, peste în 2 ore, Nocivane. Hai, începem? Asta este. Da, dar stai că-mi trebuie un pat. Folosește-l pe loc, că-ți dă spawn point. Poți folosi același pat. Păi da, dar ai că trebuie să stai lângă el. Hai încoa, vino încoa, vino încoa. Și bagă două chesturi ca să ne punem, să ne punem loot-ul, să luăm după. Uite, folosește-le pastea. Uite, sunt două goale. Dreapta sus, al tău. Pune dreapta sus. Eu pun aici. Bam. Bam. Țin doar sabia, mă gândesc că cred că ar trebui să țin doar sabia. Și hai să ne omorâm. Gata, Nocivane, hai, dezbrăcarea și hai. Am și o melodie pentru tine. Ascultă această melodie. E I Silent Topicraft. A rămas fără cuvinte, Nocivanu. Hai, Nocivane. Băieți, fiți atenți, cu lacrimi în ochi vă arăt. Am două stacuri de capete. Că m-a omorât Nocivanu, da. Timp de oră, n-o, nu se mai oprea. Ia uite câte capete, ia uite-le. Ce e asta, Nocivane, aici ceva să ne spui? Tu urmezi acum să mă omor de 128 de ori, noi am renunțat, ne-am gândit la 1000 în total, 500 și 500, dar ai prea mult, n-ai ce să faci. Era nebunat din ceva, nu voia de 1000 de ori, dar dura 2 ore, așa că e timpul nostru să-l omorâm. Mor, Nocivane! Revenim când adunăm 1000 de capete.
Salutare, fraților, am revenit după două ore în care ne-am omorât unul pe altul și suntem în castelul meu. Ce părere ai nocivaie de castelul meu de emeralde? Ia uzi cum sună când mergi pe aici. Ce părere ai nocivaie, îți place? Deci arată bestial ca în magazinul de toteme, numai că eu n-am apăsat pe buton, vorbeam singur. Inota 10 și vreau să văd cavalerii versus extraterestrii. O să înceapă, o să-l distrugem pe Zosami și invazia lui de extraterestrii. Uite, am făcut și o catapultă, ce părere ai de ea? Fiind lângă castel, e cu pietre în flăcări, în caz că mă atacă Zosami. Dacă vine Sami cu nava spațială de extraterestri, zi-te, dau de ăsta, vină încă. Apăs de ăsta? N-apăs acum, să n-apeși, că aruncă proiectila, o arunc și i-am dărâmat nava. Nocivane, sfârșitul lumii, fugi! Nocivane! Să arătăm double chesturile. Deci, avem așa. Boom. Ia uitați. Wow. Da, deci putem spune că am fost la muncă. La ce am făcut aici? Mă culc ca să fac zi și explică-le abonaților ce o să facem cu astea 1000 de capete. Deci fiți atenți, avem 128 de capete, nu, 124 de capete. Am zis bine, da, 124 de capete, da. De nocivanu, 124 de Q-Sanity și o să punem câte 32 de capete, 32 nocivanu, 32 Q-Sanity pe fiecare insulă, pentru că mai sunt 4 membri youtuberi în Topicraft. Așa că o să fie invazia. Pam, și pam. Pentru prima dată mergem fiecare, zi-mi pe ce insulă vrei să mergi prima oară. Ok, doamnelor și domnilor, o să ne răzbunăm pe Ice Island, că din câte știți a scos o melodie și nu mi-a spus numele melodie. O să mă răzbun cu cel mai mare prank cu Nocivanu și îl umplem de capete. No, bun, deci 32 trebuie să pui, da? Pui tu, 32. Pune tu capetele de ale mele, capetele mele și pun eu ale tale, ok? Așa facem. Deci eu pun capete de Nocivan. Și tu pui capete de Q-Satan. Aia zic. Hai, Nocivane, stachează-te. No, bun, gata? Gata, le-am luat. Deci, hai la aeroport, hai la aeroport să decolăm, ha? Vino cu după mine, hai la aeroport. Aici e aeroportul? Da, e în turn aeroportul. Fii atent că decolezi dacă te pui aici. Hai de Nocivane. Ăsta e turnul meu, să știe youtuberii când vin cu bărcile, să vadă noaptea unde e insula. Nocivane, mă repede, aleargă, dai. Acum vin, bossule, stai că vin, că m-am împiedicat pe scări, că... Uite, aici e aeroportul. Șpau, deci merge la Silent, da? Da, bun, nu, tu te duci la Silent, eu mă duc la Zosami și după aia ne întâlnim în 3 minute înapoi pe insula asta, da? Aici ne întâlnim, hai! Mult noroc, Nocivanos! Hai, let's go! De ce la Zosami? Mă duc la Silent să-i pun 1000 de capete. Sper să nu mă prindă, deci nu e pe serie acum Ice Silentos. Stai că mă duceam pe insula greșită. Deci am ajuns la insula Ice Silent. Trebuie să-i pun 32 de capete, așa că am să le număr. Unde l-ar durea cel mai tare pe Ice Silent să-i pun capete? Ok, să le facem, uite, fii atent, ca să fie mai ușor, 32. Le facem așa pe stacuri ca să fie mai simplu. Îi pun un cap acolo. Nocivanu crafting table. Da. E tare deja un Nocivan, bun. Dați să mă gândesc unde l-ar durea cel mai tare să-i pun Nocivanos. Cred că îi pun pe salamandră. Ia mă, da aici Nocivanos! Invazia Nocivană! Invazia Nocivanos! Capete, îi pune și pe Bugs Bunny, pe Mickey Mouse. Haide mă, ia uite-l, hop! Da, știe lumea, bun? Îi mai pun un cap, mai am 3 capete, unde să le pun pe astea? Cred că le pun la, le pun în mijlocul drumului. Ceap. Punem un Nocivan și o să-i pun încă un Nocivan pe portal. Uite așa, gen să plutească. Hap. Încă un Nocivan acolo. Deci asta a fost prank-ul Ice Island Nocivanos. Acum, vrei să găsești comoara? Atunci du-te la 20 de blocks în spate. What? Asta e comora lui Silent. Acum trebuie să mă duc înapoi pe insula mea să mă reîntâlnesc cu Nocivanu Craft. Hai să-l vedem. Fraților, aterizăm în 5, 4, 3, 2, 1. Pam, pam. Pam, param, pam, pam, param, pam. Nocivane! Nocivane, ești de bun! Mai fraierii, Nocivane! Nocivane!
Hai să plătești pentru asta, Rocimare! 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 Vino cu Rocimare! Rocimare, nu scape așa ușor! Vino cu Rocimare! Rocimare! Ai, dai ce mi-a făcut Rocimaru, băieți! M-a fraierit să plec eu la Silent și mi-a pus capete de Q-Sanity aici ca nebunul. Oh my god! Uitați-vă și voi, doamnelor și domnilor, în exclusivitate, ce mi-a făcut Nocivanu Craft. Nocivanu Craft, în această zi, am fost fraierit de către Nocivanu Craft. Astea sunt toate capetele Nocivane? Da, bossule. Oh my god, și m-ai fraierit să mă duc la YouTuber degeaba, l-am fraierit pe Silent. Câte capete mai ai, Nocivane? Nu mai am, le-am pus pe toate. Stai că tu n-ai văzut și ce-i în casă înăuntru. Oh my god. Ia intră puțin aici frumos. Doamne, Nocivane, câte nebuniști. Îți place? Nocivane, nu a venit. Da, Nocivane, cred că mi-ai făcut cea mai mare prank din univers. Îți place? Hai că ai văzut că am zis că suntem frați, că facem prank împreună. Nocivane, îmi vine să plâng. Mă duc să arunc capetele în lavă, ca să mă răzbun pe tine. Nu, nu lavă. În lavă le arunc. Fii atent. L-am fraierit, mă, o să-i pun pe insula lui. Haide, răzbunarea. Uite cu Nocivanu ce ne faci. Hai să vedem ea. Stai lent, îmi pare rău, m-a fraierit Nocivanu. Mamă, Nocivane, că... Ia uite ce pisică și-a făcut. Nocivanu Craft! Nocivanu Craft! No! No! Nocivanu a venit! Intră! Intră, Nocivanu! Intră! Ce-ai făcut, Nocivane? Ți-ai luat prank? Nocivanu, 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 ha 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 ha! Nocivanu, Nocivanu! Răzbunarea, băieți, cum să... Câte capete mai ai? Nocivanu! Câte capete mai ai, Q-Sanity? Nocivanu, ești blocat în apartament? Nocivane, Nocivane. Ia zi, Nocivane, cum e? Cum e să ți-ai prank? Cum e? Zi, Nocivane, cum e să ți-ai prank? Bă, ți le-am pus mai frumos, mi-ai distrus și casa. M-ai făcut să-mi distrug singur casa. Hai, Nocivane, m-ai fraierit? Da, bă, deci Nocivanu ne-a dat gherlă. Oh my god, vine după mine, nervos. Sunt one hit și mor. Nocivane, sunt la poliție. Nocivane, sunt la poliție. Nocivane, sunt la poliție. Nocivane, sunt la poliție. Sunt acum, acum apelez. Nocivane, lasă-mă că acum apelez. Acum apelez. Alo, bună ziua, sunt agresat de un raton roșu. Nu e panda, e raton. E raton. Ajutor. Sunt la coordonatele 570-350. Veniți repede, trideți un echipaj ca nebunit. Ajutor. Da? Băi! Racheta! Ți-l-a căluții tăi? Da! De
dăm capetele care au rămas atunci. Pau, 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 pau. Dăm capetele care au rămas dacă ți-l căluț. Da, bă, capetele, n-auzi. No! Băieți, a fost... Lățivanu a venit! Alexen! Unde prea Lățivanu? Ce faci, Sanidia? Bate-mă, hai! Astăzi este o zi tristă. Vedeți, băi, ce-am făcut Nocivanu? Nocivanu, Nocivanu. No, bun, să-mi zici și mie când îmi scos capetele de pe insulă și îți dau loot înapoi. Să-mi zici și mie când îmi scoți capetele de pe insulă și nu-ți bubui insula Nocivanu cu TNT și cu rachete. Așa. Așa. Dar tu n-aveai armura pe tine, mă, de aia te-am bătut, de te-am rupt. Nocivane, mi-ai sparte litra. Lasă, că ai mending. N-ai mending pe ea? Ba da, dar mi-ai spart-o. Și pantalonii mi-ai furat, mă, lași dezbrăcat. Și sabia. Și rachetele și... Cine mi-a pus masta aici? Face troll? Ia uite-i pe nebun pe YouTuber. Ce-au făcut? Ăsta-i prank sau ce? Ha, mi-au făcut-o, mi-au pus fansuri în fața casei, wow. Ce nebun sunt youtuberii mei number one, ia uite-i mă. Mi-au dat fansuri gratis? Dar nu înțeleg care e faza cu fansurile astea. Da, cu youtuberii la un prank de pe Topicraft. Hai să vedem. Unde să facem ferma automată de sugarcane? Mă gândesc, a intrat și The Summit cu iSilence cu youtuberii la un Topicraft. A intrat Sammy să scrie, bă! Ok, The Sami, vine mă băieți. Hai să vedem acum unde facem ferma automată de sugar cane. Nu prea mai am loc pe insulă, vreau să extind un pic. Mă gândeam să fac cu dirt într-o parte, dar nu încă. Mă gândesc undeva pe aici, cred că ar merge. Ce mai e? What the fuck? Ce bă? Au venit extraterestri pe Topicraft. Ia uite. Mi-au luat extraterestre animalele, mi-au luat oile și lamele. Ce bă? Uite nava. Asta e The Sami, nu? Deci mă jur că asta e The Sami. Ia uite-l ce mi-a făcut la animale. Sami, faci mișto, mi-ai făcut fermă de ouă. Mă, Sami face mișto, n-are cum. N-ai cum așa ceva, Sami face mișto. Da. Nu știu, au rămas fără cuvinte. Aparent au venit extraterestrii pe Topicraft și au invadat planeta. Mă, mi-a făcut doar mie prank sau și la restul youtuberilor? Hai să mergem cu spectator să vedem la ce youtuber a mai făcut The Sami prank-ul suprem. Ajungem pe insula lui Silent. Suntem în mod avion. Ia să vedem ce se întâmplă pe insula lui iSilent. Ia să vedem. Are și el navă spațială. Văd că are o gaură în ăsta. Ce și-a făcut mă nebun aici? Hai să vedem. Unde este nava spațială? Ia uite mă la Silent ce se ia, că are insula goală, la două găină și ești nebun. Văd că au venit extraterestri și la Silent, la Nocivanu au fi venit și la Nocivanu au venit extraterestri. Nu golemi lui Nocivanu, no! Wow, când o să intre Nocivanu o să rămână mască, o să zic că n-are cum așa ceva. Mă, Nocivanu, încă și-a lăsat prank-ul, ia uite câte capete de Nocivanu. Măi, de bună ceva, nu? Uite și gaura din podea aia, n-am făcut-o eu, el a făcut-o. Ia uite-l pe Nocivanu, nu și-a scos prank-ul, wow. Hai să vedem, eu am mai făcut prank, chiar sunt curios. Ia să vedem la Sinner, dacă i-a pus o invazie extraterestră. Mă, da, insula lui Sinner e așa de plată și de goală, deci e ciudară de tot, zici că ei nu se joacă, ia uitați-vă și voi. Deci așa de goală, wow, văd că lui... Lusiner era albinuțele. Ia uite la Lusiner albinele de pe insule extraterestri. Cine pilotează mă asta? Alo, unde extraterestru de pe nava mamă? Repede! Da, fraților, uitați nava mamă. De aici au plecat navele alea mici.
Și-a invadat Topicraft, deci zici că avem pe Fortnite, ești nebun la cap? Deci uitați-vă și voi, nava mamă, și după nava mamă au plecat navelele mici să ne fure materialele de pe insule. Băieți, Topicraft trebuie salvat. Sami cu extraterestrul lui a fost corupt și fraierit, așa că noi, că avem castelul ăsta, uităm cavaleri și catapulte să invadeze, să dărâme nava mamă. Ia că am ajuns și la Q-Pain acasă. Doamne, s-a răzvânat extraterestri pe Q-Pain. Ia uitați, băieți. Mamă, ce e aici, ești nebun? N-ai cum, uite-te și tu ce e aici. Doamne, mi-a luat toate oile pe sus. Da, extraterestrii văd că vor să ia tot să ducă pe nava mamă, dar... Oare ce până la băieți extraterestrii de vor să facă așa nebunie, să ia tot să trită pe nava mamă? Da, deci cam asta este invazia extraterestrilor. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să atacăm și noi nava mamă, să trimitem cavalerii, catapultele, avioanele, tot ce avem pe insulă, să trimitem să atace nava mamă. Poate vine și Pain cu dragonii să ne ajute. Ar fi super bine, așa că ai înapoi la noi pe insulă acum. Sunt înapoi pe insula șefilor Topicraft. Da, deci avem o navă mamă, o mică navă care atacă. Și acum, doamnelor și domnilor, hai să vă arăt cum o să facem o fermă automată de sugarcane. Să vedem dacă mi iese, probabil o să fiu noob la ferme, nu prea. Deci gândiți-vă că de când mă joc eu Minecraft, nu prea am făcut ferme. Și probabil vă întrebați de ce n-a făcut nebunul ăsta o ferme, că vreau și o ferme de la Insanity, repede. Da, nu prea am făcut ferme, mereu am făcut singur totul, așa că haideți să facem în felul următor. Facem așa. În primul rând, și aici o să vină o găleată de apă. Aici o să plantăm sugarcane-ul, ca să înțelegeți, deci punem apă aici, în dreptunghiul ăsta. Uite așa frumos. Unde mă, nu? Acolo, e apă peste tot. Bun. Și acum, noi putem să plantăm sugarcane-ul. Deci sugarcane-ul l-am plantat. E plantat, e în poziție. Acum, următorul pas în micul nostru proiect, doamnelor și domnilor, este să facem, uite așa, da? Punem un bloc peste apă, ca să nu se vadă apa, și nu este pentru design, este pentru a pune deasupra pistoane. Probabil știți modelul ăsta de fermă, abar n-am dacă știți sau nu, dar este unul foarte, foarte folositor și sper să facă foarte mult sugarcane. Dar eu vreau să-l fac cu etaje, să urce cât de sus posibil, să fie cel mai înalt tun de sugarcane. Și apoi, dați așa două secunde... Deci dacă îl pun așa, se pune cu ochiul ăla în față, da? Ăsta este un senzor care atunci când sugarcane ajunge la nivelul senzorului, adică urcă 1, 2, o să activeze pistonul și pistonul o să le arunce aici jos. Dar, probabil vă întrebați unde o să cadă, o să cadă, uite aici, o să punem un chest, dar stați așa două secunde, deci punem aici un chest, doar 1, cred că ajunge 1, care chestul ăsta... Arată ură cu stone aici, stați un pic, facem frumos. O să râd de youtuberii când îmi văd ferma. Și aici, ca să știți, o să punem așa. O să luăm un hopper pe care îl conectăm la chest, pentru că altfel nu o să meargă ferma. L-am conectat la chest, vedeți, da? Apoi conectăm încă două, unul în altul, ca să ajungă la mijloc, doamnelor și domnilor. Și apoi pe partea opusă conectăm un hopper la cel din mijloc și încă un hopper la cel de acolo. Bun. Și acum că înțeleg cum funcționează ferma asta. Când o să crească sugarcane-ul la un nivel anume, o să fie împinse de pistoane, o să cadă în hopere oricare dintre astea 5, care toate o să ajungă la cel din mijloc. Și ăsta din mijloc, hai să vă arăt. Aruncă unul acolo, bam, a căzut sugarcane, bam, 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 și a ajuns în chest. Acolo, a ajuns în chest. Mijloc, și a ajuns în chest. Daniel și Daniel, asta este ferma de sugarcane automată. Acum avem de activat. O să pun, uite, cu andesită, mai schimbăm puțin decorul. Aici o să punem redstone, uite așa. Redstone nu se pune aici sau un nivel mai sus? Bun, știam eu că ceva e greșit. Ok, o să aminte că trebuia ceva în genul cu un nivel mai sus. Uite aici una, două. Și gen trebuie să pun, uite așa, să pun redstone-ul ca să activeze ochii ăștia. Ochii fricii, ia uite-i. Bun. Și acum vreau să, chiar sunt curios dacă funcționează. Vreau să crească sugarcane-ul, să facem testul final. Dar până o să se întâmple creșterea asta, am să mă duc să mai aduc încă 5 pistoane, 5 observere,
ca să mărim puțin ferma sau urgicăm cu încă un nivel, vedem dacă funcționează. Revenim când facem rost de materiale. Acum că am pregătit tot ce am nevoie, am pus și la furnace-uri să facă geamuri, pentru că vreau să acopăr în față ca să nu arate urât. Gen, arată super urât dacă vă uitați așa de pe exterior. Apropo, m-am gândit, cred că o să las... Spuneți-mi în comentarii, vreți să las nava spațială lui Sami la mine pe insulă sau o distrugem, că sunt inamici acolo, este dezastru total. Acum, vreau să urcăm ăsta, deci am luat tot ce am nevoie. Mi-am luat și un shulker box unde se află o grămadă de chestii pe care o să le folosim la construcție. Acum, avem două lucruri de făcut și de decis, da, doamnelor și doamnelor. Trebuie să urcăm un nivel, asta este foarte important. Ce ar trebui, mă gândesc că ar arăta bine dacă... Ok, o să pun asta aici. Și aici avem stone brick, de câte puteți vedea. Ar fi tare să acopăr aici, să nu arate urât, așa că o să acoperim. Momentan nu fac niciun design sau ceva, doar fac un pătrat care arată destul de urât, dar măcar acoperă și-și face treaba. Gen, să acopere redstone-ul, foarte importantă treaba asta. Uite, pune și acolo, bam, 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 bam. Și acum, pasul următor. Trebuie să urcăm în așa fel încât să facem aici, să crească sugarcane-ul. O să facem în felul următor. Punem un bloc aici, apoi luăm niște dirt. Niște dirt. Aici o să fie plantat sugarcane-ul și o să cadă acolo jos, da? Deci o să cadă în chestia aia. Luăm dirt-ul. Și trebuie să spar blocul ăla de acolo. Jap. Nu, a căzut acolo. Acum, urcăm aici un nivel. Uite, facem așa. Aici o să vină apa, da? Deci și voi că aici o să vină apa, pe care nu o am încă. Dar aici o să vină apa. O să punem încă un bloc deasupra. Uite așa, bam, bam, bam. Și pe blocul deasupra o să vină 5 pistoane care o să împingă. Știți și voi, ăsta. Avem 5 observere pe care o să le punem, uite așa. Și punem 5 observere cu ochiul înspre exterior. Apoi urcăm un nivel, luăm redstone-ul în mână și bam! Ăsta este al doilea nivel din ferma de sugarcane. Aici o să plantăm sugarcane, o să punem apa în interior acolo. Trebuie să fac, încă o să scot astea momentan, ca să pot să pun apa. O să pun apa, o să fie o fermă cu două etaje. Vreau să o duc undeva la 5 etaje, mă gândesc. Dar, da, momentan este mai complicat de făcut asta. Hai să luăm, te facem cu cable, urcăm. Vedem dacă putem să le plantăm, da? Deci facem testul final. Bam. În așa că trebuie să urc 200 de ori, dar între timp fac o scară. Și nermon, urc câte una, câte una, până fac o scară. Uite, mai pun una acolo și mai trebuie una de apă și aia. Facem și scara. Hai să fac scara mai repede, să urcăm bam, bam, uite așa. Uite și tu cum fac oile alea, au nebunit de tot, la capul. Bam! Și acum avem apă, da? N-a nebunia, că nebunesc youtuberii. Ia uite, bam! Punem asta. Luăm sugarcane-ul. N-a beleaua. N-a beleaua, băieți, n-a beleaua. Ia uite-o. Și asta este ferma mea de sugarcane automată, care practic, atunci când o să crească sugarcane-ul, sunt nebun. Sunt nebun la cap. Ok, hai să închidem, să o facem compactă. Și acum, planul final, doamnelor și doamnelor, o să scoatem asta, că vreau să am mai mult loc. Oricum nu folosește nimeni ferma de wheat. Este cam mai mult de decor aici. Vreau să fie mai spațios, așa că o să mai tai din ea de încolo. De fapt nu, tai până aici, uite până aici tai, da. Până aici. Uite așa, bam bam, să nu se simtă. Nu știu dacă să fac double chest sau un singur chest ajunge. Adică dacă să ne gândim și urcheinul ăsta o să facă destul de greu. Nu crește de nicăieri, deci o să facă destul de greuț. Aolo, trebuie să astup și sus, că e jale, 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 ești nebun la cap. Hai să urcăm, să astupăm, să nu arate groaznic. Hop. Uite așa. Hop. Conjurăm ca să nu se vadă urât pe exterior, gen să fie compact așa, da? Da, fraților, uite așa. Și-o zic că arată destul de compact acum. Uite așa. Uite așa, o să fac, o să închidem acolo. Și cam asta este ferma automată de sugarcane. Poate am învățat și pe voi dacă nu știați cum să faceți o fermă de sugarcane automată, care o să facă automat sugarcane, dar noi avem nevoie. Deci, pe seria noastră, noi practic acum folosim un fel de benzină, să zic așa, un fel de motorină, gen... Toți folosim elitra, toți folosim rachete și rachetele se consumă. Și dacă se consumă rachetele, vă dați seama că o să fie o mare cerere pentru
materiale pentru motorină, adică sugar cane și gunpowder, ca să înțelegeți. Deci cam asta este șmecheria cu materialele astea. Acum vreau să iau geamurile, le pun pe exterior să vedem dacă putem să închidem oarecum modelul ăsta, să vedem ce iese. Hai să luăm, să luăm din chest alea, să luăm geamurile. Am pus la făcut vreo 100 de stacuri, am cules foarte mult sand. Ca să... uitați-vă la lopata aia că e vai de capul ei, mai trebuie level să o repar. S-a făcut geamul, jap. Am luat geamul și acum haideți să-l punem pe exterior, pentru că dacă nu pun geam, arată groaznic. Deci mai groaznic de atâta nu poate să arate, sincer. Așa că haideți să astupăm, o să punem în felul următor. Ok, stați să mă gândesc cum să o fac, o să pun aici. Din câte știu eu, chestul încă se deschide la geam, da, e corect. Uite, punem pe exterior așa, ca să nu astupe cum cad alea. Stone bricks, cred că trebuie să astupăm, da, trebuie astupat aici, clar. Deci nu stăm la discuții, trebuie astupat așa. Urcăm, o să sărim cam feather falling. Deci atât de tare feather falling, n-aveți idee, am rămas șocat. Deci am căzut odată cu Elytra, m-am ciocnit de pământ, așa am dat cu capul de pereți. Și a fost insane că mi-a scurs, gen am căzut de sus, de tot, cred că vreo 80 de blocuri. Am rămas într-o inimă, e nebun, deci atât de mult damage mi-am luat când am căzut. Fără să-mi dau seama, vă dați seama, m-am prăbușit. A fost mare cădere. Și chiar mi se pare cel mai folositor enchant, deci sincer, mi se pare cel mai bun enchant din Minecraft să ai feather falling. Deci e insane feather falling-ul. Pentru că se mai întâmplă să cazi și să ai feather falling, ești safe, deci nebun, nu se mai întâmplă nicio problemă. Bun, am făcut astea. Acum, creștem un geam. Șap. E că arată bine geamul ăsta. Ia uite-l, ha? Punem geamul. Bam! Și asta este clădirea care o să genereze sugar cane automat. Păreri? E o mare cutie, aș putea să spun. Hai să... N-ajung până acolo, mă. Bun, o fac așa mai mare. E tunej nebun. Ia uite-o cum arată. Și o să o ridicăm cu încă un nivel, probabil mai multe. Așa că stați pe fază, că o să urcăm clădirea asta să fie mare fermă de sugarcane. Momentan avem doar 2 etaje, deci înseamnă că o să genereze în jur de 10 sugarcane per când cresc ele, habar n-am. Dar da, cam asta este. Hai să fac un double chest, cine știe, poate nu o să ai berou la un moment dat. Da, și acum să funcționeze asta 100%. Dar să verific dacă e spațiu. Nu știu, poate am pus... Și dacă țineți minte, foarte, foarte important, când am construit pisica asta, am făcut și ferma asta de sugarcane pentru a face o fermă de sugarcane, doamnelor și domnilor. Da, barbașanilor, fiți atenți aici, aici este o casă unde avem un chest room de barbașani, așa îi spune, și aici avem toate itemele. Ăsta e chest room-ul barbașanilor. Și nu uitați, oamenii ar spune că sunt om, dar de fapt eu sunt cel mai tare raton. Da, barbașanilor. Ia așa, să vedem astăzi. Vom avea foarte mult de făcut pe insula. Vreau să-i fac un prank lui Q-Sanity, să mă răzbun pe el. Și haideți să vă arăt că sunt om. Nociv, noce tren, noce haim, noci vani. Intrați toți pe live cu al meu Easy Clan. Hater iar spune că sunt om, dar de fapt eu sunt cel mai tare raton. Daimler și Daimler, hai să mergem la Q-Sanity să-i facem un prank. De n-o se ne uite niciodată. Trebuie să-i facem un prank foarte bun, pentru că el, deci nu știu dacă v-ați uitat la episodul lui Q-Sanity, care e cel mai tare YouTuber, îl iubesc mult de tot. Deci Q-Sanity e cel mai tare. Cred că sunt cel mai mare fan al lui, îl ador, e foarte frumos, e chipeș, e foarte tare Q-Sanity. Îl ador, n-am cum să zic mai mult de atâta. Și vreau să vă arăt astăzi ce mi-a făcut el mie. Deci am făcut curat pe insulă. Am făcut curat pe insulă pentru că el mi-a pus niște snowman să-mi pună zăpadă și mi-a pus capete de nocivan pe pereți și mi-a luat foarte mult să-i scot. Așa că astăzi o să-i întoarcem gluma. Așa că hai să mergem la Q-Sanity la bază. Ia să vedem ce bază mai are Q-Sanity al nostru. Ia să vedem. Am modificat ceva sau la fel e? What? A dispărut poza lui de aici. Ia să vedem. Mama, cât de mișto e insula lui Q-Sanity. E cea mai tare de pe Topicraft. Mama, cât de tare e, mai tare ca a mea. Mama, o ador.
catapultă cel mai tare e. What? Eu știam că e cel mai tare, dar nu știam că e așa de tare. What? Ia uite ce fermă de sugar, că e n-are mai tare ca a mea. Ia să vedem, mă, ce-a făcut Q-Sanity pe aici. What? Am găsit niște boss de gold. Ce-a făcut, mă, Q-Sanity? Că e prea tare. Aha, asta țin minte, dar asta e insula lui Q... De ce e capul meu la Q-Sanity pe insula? De ce e capul meu pe... pe bookshelf-urile lui? Ia să vedem, fraților. What? I-a dispărut, avea un bloc aici. What? Ia să vedem câte diamante are Q-Sanity, că îi le fur pe toate. Are 0 diamante Q-Sanity? Aveți idee unde le-a ascuns? Că are 0 diamante. Sau chiar are 0 diamante? Nu cred că are 0 diamante. Am să-i fac o donație lui Q-Sanity de diamante multe. Și de ce are capul meu aici în vază? Mă ador așa mult? Ia să vedem, fraților. Are capetele răzvănic, are trident. Ce furăm de la Q-Sanity? Ziceți repede. Repede, 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 ziceți. Hai să-i facem prank lui Q-Sanity, că-l urăm rău de tot. Și vreau să-i fac un prank, să învețe mintea toată pentru totdeauna. Să nu facă prank la barbașani, că dacă face prank la barbașani, ne supărăm. Ce-i asta, mare fermă de snowman? Ce-i asta? A furat de la mine? Ia să vedem, mă, ce-a făcut aici. Asta e ferma lui de snowman. Are un snowman cu o navă spațială extraterestră. Ia să vedem, mă, ce are în chest aici. Are zăpadă. What? Cred că-i fac și un același prank de mi-a făcut și el mie. Da, ca să învețe minte o dată pentru totdeauna, cred că am să fac cel mai mare prank. Am să pun la toți youtuberii de pe Topicraft prank by Nocivanu, că mi-au făcut prea multe belele pe Topicraft și trebuie să mă iau de ei. Așa că știu care e Zasami, o insulă, o navă spațială cu o fermă. Mai știți omul de zăpadă de el am pus? Ia uitați, lo Zasami, ia uitați ce am făcut aici, dacă știți foarte bine. Ce s-a întâmplat mai aici, voi vedeți? What? Nociv, noce trend, noce hype? Ce e așa de întuneric aici? Hai să luăm, pumpkin-ii pentru a-i face prank Lucky Sanity și la toți youtuberii, pentru că nu s-au învățat minte. Deci când au venit la mine pe insulă, m-au jefuit și mi-au omorât animalele și iron golemii și am să mă răzbun de asta. Am să iau pumpkin și am să mă duc să iau un plot de snowman. Am luat 36, am și shear în inventar și hai să mergem la prima noastră victimă, care este Sinner22, care nu a intrat pe topic, dar văd că și-a extins insula, așa că hai să-i facem prank. Am făcut și level 120, ca să știți, barbașanilor. Hai să vedem, are Sinner niște lemn pe care pot să-l fur? Eu sunt Nocivanu. Ia să vedem. Avem ce să furăm? Vreau să iau de la Sinner niște lemn, îl aduc înapoi mai târziu. Ai Sinner niște lemn? Nu se supără. Se supără, băieți? Nociv, noce tren, noce haim, Nocivan, intrați toți pe live cu al meu Wavy Clan. Hater iar spune că sunt om, dar de fapt sunt cel mai tare raton. Am luat sign-ul. Hai să-i facem așa, hai să vedem. Îi punem un sign în mijlocul insulei. Ah, nu pasează Nocivanu. Nociv, noce tren, noce haim, Nocivani. Așa da. Bun, hai să-i punem, uite așa, îi punem pe barrel. Prank by Ezi Nociv. Nociv, noce trend. Ai crap ca să mai scriu, lăsăm așa. Hai să-i facem lui Sinner gluma de sezon. Ia mă, Sinnerele, ia. Ia mă, Sinnerele, mă. Sinnerele, ia uite-o de aici. Barbașane, ți-ai luat-o grav. Stai prank cu barbașane. Ia uite-te aici, ai punem doar 3. Vreau să-i pun și la subsol în casă. Ce credeai, mă, că scapi? Se pun și în casă, snowman. Nociv, noce hype. Ia să vedem, mai punem încă unul și ajunge, cred, da? Că trebuie să ajungă la toți youtuberii. Bun, i-am făcut prank-ul lui Sinner. I-am pus 4 snowmen sau chiar 5 și acum hai să mergem la următorul youtuber de pe listă. Și acela este iSilent. Eu nu fac prank singur, așa că n-am să mă duc la insula mea. Dar haideți la iSilent să-l învățăm minte să nu se mai ia de barbașeni. Ia să vedem, bun. Deci ca să țină minte, să nu se mai ia de barbașeni. Îi punem, uite, așa frumos. Ia uitați, cred că o să nebunească. Ce are, mă, acolo? Mină? Ce era aia? Bam! Dă încoato, nu lăsăm nimic! Are insula mare, Silent, așa că am să-i pun peste tot. Și am să-i pun una și în salamandră, ca să-i învețe minte o dată pentru totdeauna. Hai să vedem. Îi punem și în salamandră. Uite, așa, îi pun doar unul și o să-i închid aici poarta.
Să nu iasă snowman-ul. Uite așa ca să stea înăuntru. Să umple de zăpadă. Ia uitați prank-ul cât de bine merge. Mamă, câtă zăpadă, barbașani. Hai să mergem acum. Unde mai îi face și lui Kisanity să ne răzbunăm pe Kisanity, că nu mai suportăm. Hai la Kisanity să ne răzbunăm. Ia zi Kisanity, ești gata? Invazia snowman? Ia să vedem. Asta veriți Kisanity, ia de aici prank. Hop. Ia de aici. Bine tată, i-am făcut și prank-ul. Și acum hai să mergem la Peinuț care stă aici sus de tot. What, unde-i Peinuț? Mi-au dispărut astea de pe hartă. What? Nu mai am nimic pe hartă. Hai repede la... la Pain. What? Ce se întâmplă? Nu se randează harta. What? Nu pot să ajung la Peinuț. Ne-a fraierit. Wow! Nu vreau să mor. Nocetrend. Am ajuns? Asta e insula lui Pain? Ia să vedem. Wow, se randează prea greu. Ce se întâmplă? Nu văd nimic. Da, Kisanity avea calculator mai bun decât al meu. Mie nu mi se încarcă ceancurile. Ia să vedem ce e aici la Peinuș. A făcut o casă nouă. O casă de vacanță, cred că este. Uite, în care zăpadă o fi ajuns Kisanity aici primul? Ia să vedem. Bam! I-am pus una, aia o las acolo. În care snowman? Cred că ăștia nu sunt de la mine. Cred că sunt de la... Mamă, uite ce a făcut Kisanity lui Q-Pain. Nu-i fac mai rău de atacă după... Se supără și este din Topicraft și nu vrem asta. Hai de la Zasami să-i facem prank cu suprem lui Zasami. Hai, avem puțin angel la Zasami. Este încoace, sper să nu mor de la ceancul ăsta că nu se încarcă. What? Imediat angel și la Zasami. Mamă, Zasami, unde ești? Venim Zasami. Am ajuns la Zasami, băieți. Hai să-i facem. Mamă, câtă zăpadă are. Cine o fi făcut așa? Mă, ăsta a fost Kisanity, cel mai arătos YouTuber. El a fost? Cred că el a fost. Nu, am pus greșit. Hai că lasă așa să te sperie. Bam. Ia mă, Zasami, Zasami, Zasami. E invazia snowman la Zasami în bază. Ia uitați-vă. Nacim, nace trend, nace hype, nace vani. Intrați toți pe live cu al meu Easy Clan. Hater iar spune că sunt om, dar de fapt sunt cel mai tare raton. Dar nu era așa, era... Stați băieți, eu am făcut melodia și nu mai știu, serios. Cu toții știm că sunt cel mai tare raton. Bă! Așa. Wow. Îi lăsăm așa să spere Zasami. Bun, i-am pus domeniul lui Zasami. Și acum hai să-i bag și pe casa aici, pe templu gen. Mamă, dacă câtă zăpadă e aici, i-a făcut ochiul Sanity. Cred că e regele prank-urilor. Recunosc că astăzi pe episod Kisanity e cel mai tare din Topicraft, e regele prank-urilor și l-ador. Nu glumesc, nocivanilor, e opinia mea. Voi sunteți de acord cu mine, nocivanilor? Credeți-mi în comentarii. Dacă sunteți barbașeni adevărați, recunoașteți. Dacă nu, nu mai recunoașteți. Hai să vă au recunoașteți. Mamă, ce am făcut lui Zasami, răzbunarea. Răzbunarea ca prank-ui nocivanii, ești nebun. Hai să luăm acum niște mâncare repede și acum, ce YouTuber am ratat? Deci am pus lui Sinner, i-am pus lui Ice Silent aici. Cui nu i-am pus prank? Hai să ne gândim bine. Lui Zasami i-am pus, lui Kisanity i-am pus, lui Peinuț i-am pus. Cred că am pus la fiecare YouTuber prank. Hai să-i prankuim și nava mama lui Zasami, că a venit pe Topicraft să strice tot. Trebuie să ne ocupăm de nava mama. Repede! Ia ce e aici? Mamă, câtă zăpadă. Mamă, cred că a fost cineva deja aici. Ia mă, Zasami, să te înveți minte pentru totdeauna, să nu te mai bați cu nocivanii. Să te înveți minte. Nociv, noce tren, noce haim, nocivanii. Intrați toți pe live cu al meu Easy Clan. Repede, băie, să punem și la spawn, să ne urască YouTuberii rău de tot. Îi punem la Isaila la magazin, cum avem câțiva snowmen. Hai să-i punem lui Silent în magazin. What? Ce e aici, băieți? A fost deja... I-a făcut-o deja Kisanity. Mamă! Nu se joacă, nocivanilor. Joc? Ia uitați, cum vi se pare? Mamă, am prankuit-o Topicraft să nu mai vorbească cu mine. Da, cred că asta e alt episod pe Topicraft, că o să mă dea afară, am eu o presimțire. Uite, îi punem și lui Sam aici, închidem magazinul. Ia uite, l-am închis.
Da, băi, l-am făcut prank cu adevărat. Ia uite, și aici la mine în magazin. Ia să vedem ce se mai întâmplă la magazinul meu. What, m-au jefuit youtuberii, lipsesc două chesturi? N-are cum. Ia să vedem. Avându-mă ceva, nu prea fac vânzare. Spuneți-mi și mie unul și vainilor, barbașanilor, ce pot să fac să-mi vând că nu cumpără nimeni de la mine. M-am chinuit degeaba să-mi fac magazin. What? Aaa, cred că știu de ce nu cumpără nimeni. Cred că dacă îmi fac un magazin aici și îmi pun melodia Nociv Song, cred că o să vină. Spuneți-mi în comentarii, am dreptate? Hai să vedem, ia. Oare vine cineva? Așteptăm, vedem dacă vine cineva. Nocivan, fac parte din Easy Clan. Nocisan cu Barbașan, milionul peste un an. Party, 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 vă de cap, facem tam-tam. Fac doar ce nu-mi place și nu am nimic în plan. Minecraft, Granny, Granny, joc pe live. Roleplay, Emiluțu și Dănuțu, fac în 5 M. Că ne place și mai vrem. Lupe, like-ul și subscribe-ul, că nu e un sport extrem. 400k, oare cine se aștepta? 400k. Youtuberilor, unde sunteți? Că n-a venit nimeni. Da, deci nu cred că le place Nociv Song, Noce Tren, Noce Hype, că n-a venit nimeni. Barbașanilor, sunt supărat în această seară. Sunt supărat rău de tot, vă rog să mă iertați. Dar nu o să fiu niciodată ca și Q-Sanity. El cântă cel mai bine. Are cele mai tari melodii. La mine n-a venit nimeni la magazin. La magazinul lui cred că nu mai are nimic în store. S-a cumpărat tot ea. Dacă mergem la Q-Sanity la magazin, a vândut tot. E cel mai tare, e incredibil. Nu știu ce să mai fac. Ce zi productivă a fost astăzi pe Topicraft? Cred că este timpul să mă culc în sfârșit după o zi atât de lungă. A fost atât de obositor să construiesc și să fac o casă super tare, așa că este... De ce-i mă zăpadă la mine în casă? Ce-i asta, alo? Cine mi-a pus mă zăpadă în casă ca prank? Ce mi-au făcut? Ia să vedem. Nu îmi spune că e și afară full de zăpadă. Mai știți că am pus și eu zăpadă tuturor YouTuberilor care s-au răzbunat? Ia, uite-i pe nebun că nebunesc. Uitați-i pe nebun. Mă, youtuberii fac troll cumva pe Topicraft? Uite și tu ce-au făcut. Uite ce mi-au făcut la insulă. Ua, ce flacără e acolo. Ce? Ce scrie acolo? Mă, ăștia-ți duci cu capul youtuberia. Herobrine a fost aici și mi-a pus capul aici. Și e sânge peste tot? Herobrine a fost aici? Oh my god, l-au adus pe Herobrine la mine pe insulă youtuberii. Nu pot crede așa ceva. E timpul să devin demon. Este timpul să-l arătăm noi cine este adevăratul Herobrine de pe Topicraft, să nu-i aud. Pentru că ei vor să mă sperie, asta e tot ce vor să facă. Să mă sperie, să mă mut aici, să bage frica în mine că e Herobrine. Încă un semn acolo, ce zice? Să creadă că mi-e frică de Herobrine, dar ei nu știu că eu sunt demonul Topicraft. Ia să vedem. Te-ai pus cu ce nu trebuia. Mafia neagră. Ăsta e Silent. Deci iSilent e mafia neagră. Ia uite-l cu turnulețele alea că el e dărâm. Deci iSilent mi l-a pus mie pe Herobrine pe insulă, dar nu știe secretul. Haideți repede să scoatem altarul de mi l-a pus iSilent nebunul. Deci mi-a pus din gold. Ia uite, mersi de donație iSilent, cel mai tare ești. Ia uite-l ce donație mi-a făcut. Și mi-a pus un semn și mi-a pus și de-asta cu foc. E dement, e dement iSilent. E dement. Cred că să-i fac și lui să uite pentru totdeauna ce mi-a făcut pe insulă. Deci o să mă răzbun pe iSilent. Repede să văd în bază dacă am... Hai să-mi pun armura că... Aolo, mi-am pus capul meu pe capul meu. Să mă uit dacă am armura pentru că... Armura, capetele. Vreau să am capul lui iSilent. Capul lui iSilent. Și capul lui Răzvănică HD. Deci știți băieți pe Răzvănică HD? Nou membru Topicraft de 100 de ani. Avem capetele Răzvănică HD, o să luăm 4, o să luăm multe capete de Răzvănică HD și de Enderman. Deci o să luăm Enderman cu Răzvănică. O să arunc aici niște gunoaie de care n-am nevoie momentan. Nu de alta, dar n-am să fac cu ele momentan, înțelegeți voi? Și cam asta este, trebuie un flint în stil de urgență. Hai să luăm repede.
Am luat tot ce trebuie pentru mărețul meu plan și haideți să facem un flinte în stil rapid. Și acum, doamnelor și domnilor, este timpul să facem o vizită youtuberilor. Ia ziceți youtuberilor, sunteți de treabă sau nu? Pe cine vizităm prima dată este întrebarea. Cred că am să mă duc prima și prima dată. Mamă, mai am rachete. Cred că mi-am băgat rachete. Ah, uite-le aici, mă speria să-mi o secundă. Hai să mergem la iSilent. Ți-i arătăm ce poate să facă Herobrine-ul real. Da, el nu știe, cine e Herobrine-ul real, așa că am să-i arăt astăzi. Ce și-a făcut Mono și Vanu pe insulă? Mamă, câte lasere, câte curcube. Vă dați seama că eu cred că sunt singurul fără beacon. Ia uite-i pe nebun în toate culorile. Cred că ar trebui să-mi fac și eu un beacon. Trebuie? Cred că e cam târziu, nu mi-am făcut beacon până acum. Ia zi, mă, iSilent, unde ești, mă? Ăsta e capul lui iSilent? Cred că ăsta e. Ia uite, are un pătrar roz de sub bărbie. Unde stă băieța iSilent? Aici? Este timpul, băie, să-i facem altarul de răzbunare lui iSilent. Hai să luăm niște... Eu facem exact cum mi-a făcut și el mie, așa e cel mai bine. Deci o să facem un altar. Uite așa. Și aici punem unde ăsta. Îi dăm foc. Punem redstone-urile, cum a pus și el. Deci, Herobrine, vine înapoi. Herobrine. Realu. A fost aici. Grijă. Așa am scris, ca să ai grijă de acum încolo. Și haideți să punem capul lui Răzvănică înconjurat de 2 Enderman și o să-i mutăm capul lui iSilent. Ăsta e mai iSilent sau nu? Că îmi dau seama. El e, mă, ăsta e 100%. Ăsta e. Deci n-ai cum. iSilent 3 head. Ăsta e, mă, ăsta e 100%. Îi luăm capul. Îl punem, uite. Aici. Nu, stai. În locul de capul de Enderman. Nu, n-are sens Endermanul. Stai că-l scot. Endermanul o să-i pun așa, pe margini. Uite așa. Îi stă inima în loc. Am pus Endermanii. Mai am nevoie de un cap. Hai să punem un cap de... De Nocivan. Sunt aici din primul an. Și le pune ele înapoi, că le pun aici să le spargă dacă e. Deci le avem și pe Nocivanul. Sunt aici din primul an. Și ăsta este altarul. De el am pus lui iSilent. Să ținem întotdeauna pentru totdeauna. Cu cine s-a războit, fraților? Hai să vă arăt acum. Stați, cum să fac? Uite așa. Stați un pic. Eu fac mai rea ca să nebunească de tot. Uite așa. Uitați ce-i fac lui iSilent. Răzbunarea totală. Oh my god, nu. E prea bun pickaxe-ul. Opa. Am. Oh my god, dă-i. Nu! Recunosc să-i stai inima în loc când vede statuia asta. Bom! Ce părere aveți? O să se sperie rău când intră pe Topicraft? Să vezi asta în fața casei? Cred că nebunești. Ia uitați, băi, facem o poză. Hai să facem o poză să nebunească. Herobrine, prank lui iSilent. Ce părere aveți? Ia uitați. Bam! Și acum hai să mergem și la Nocivanul, să-i lăsăm și lui un mic cadou. Lui Nocivanul, ăsta... Este mă așa, că sunt curios de ceva. Și-a scos, mă, prank-ul de el am făcut eu. Mamă, ce viteză e la Nocivanul aici. Și-a pus un cap vorbitor. Da, mă, și-a scos prank-ul de capete de el am făcut eu. Și-a făcut o mică grădină aici pe exterior. Și-a pus capul lui Răzvănică HD. Ia să vedem, băieți, cum îi facem lui Nociv. Sunt aici din primul an. Hai să-i facem așa. Block of Iron. Facem un pătrat. Și apoi facem altarul groazei. Altarul groazii, ridicăm puțin. O să vină ceva în genul ăsta. Bam. Nocivanul îi facem puțin mai lejer. Uite așa. Au! Mă, da ard până mor. Așa. Vedeți acum să-i pun, uite așa, îi dăm foc la astea. Cum arată, băieți? Horror! Ia uite-le, mă. Și punem așa. Capul în Nocivano cu un semn. Herobrine realul a fost aici. Foarte bine. Și o să-i pun, uite așa, fiți atenți. Mamă, câte semne am. O să-i pun două capete de Enderman, uite așa. Bun. Ăsta este altarul lui Nocivano. Haideți să mergem și la... La Sinner. Hai să mergem la Sinner prima dată. Mamă, ce-i la Sinner acolo? Mă, ești nebun ce au făcut ăștia?
Păi și fac și-o peste? Mamă! Herobrine troll! Cred că am să fur toți capete, toate capetele de Herobrine. Eu uite câte capete de Herobrine. Mă, ești nebun? Opa! Prank by Ezi nociv. Nociv, noce, tre. Hai să-i punem așa ca să nebunească, ca să nu știu ce se întâmplă. Deci asta îi punem lui nu... Lucinar. Ia uitați-vă. Hop. Bun. Ia uitați ce am făcut aici. Armata răzvănică HD. Haideți să mergem acum și la Zăsami nebunul. Știți pe Zăsami? Și-a făcut mă acolo nebunul Zăsami. Și-a scos zăpada de pe insulă, mașini doi. Ia să vedem. Și-a scos-o mă. Cred că o să-i pun iarăși zăpadă, ce părere aveți? Să-i pun iarăși zăpadă lui Zăsami? Cumva am slow. Ce efect am luat când am intrat în casă? Merge Sami mă, maneta asta ta? Merge tat. Hai să vedem. Cum îi facem lui Zăsami? Punem uite aici. Are mă ce să ia foc? N-are. Uite așa. Uite așa. Nu! La Zăsami mai diferit că are urât aici. Sunt aici din prim one. Herobrine realu a fost aici. Și acum o să-i punem așa. Capete de Enderman. Multe capete de Enderman. O să rămână piatră. Zăsami, Zăsami, Zăsami. Fiți atenți acum ce-i fac, fiți atenți. Dai. What? Ce-am căzut mă așa lent? Uite așa. Nocivan. Fac parte din Ezi Clan. Barbasan cu Barbasan. Milionul peste un an. Party party. 400k facem tam tam. Fac numai ce-mi place. Și nu am nimic în plan. Minecraft, granny granny, joc pe live. Roleplay, Emiluțu și Dănuțu, hai pe 5M. Că ne place și mai vrem. Sami, nu ești binevenit pe Topicraft. Plecați! Extraterestrilor. Gata, băieți, am dat aici să știe Sami să nu mai stea pe Topicraft cu extraterestri. Niciodată. Mamă. Herobrine Relu a fost aici. Uite și mai punem. A, dar stai că nu vreau să ia foc pădurea. Stați un pic așa să mă gândesc cum să fac. Hop. Barbasan cu Barbasan. De ce are pe Barbasan aici? Unde sunt mă? Cum am ajuns aici? Așa mă. Uite îi pun așa. Să nu poată să treacă în scara. Lui Zăsami fac cel mai rău. Că ne-a supărat tare. Uite așa. Milionul peste un an. Party party. 400k facem tam tam. Nabela! Sami, Sami, Sami. Pă Minecraft cu Fani. Minecraft cu Golani. Gata băieți, am făcut și luză Sami. Ca să nu se simtă. Să nu se simtă exclus. Ca să distruge nava mamă, mai știți când a vrut să atacăm nava mamă, să o catapultăm cu bombe? Ar trebui să-i fac și lui Pain, dar Pain nu prea se mai joacă pe Topicraft, așa că am să-i pun doar câteva chestii mie să fac. Deci faza e că Pain nu prea mai intra pe Topicraft, se adună foarte multe chestii la el acolo, la modul că în momentul de față cred că încă e prank-ul ăla vei greu de tot de l-am făcut eu, cu capete de nociv de stau la intrare. Hai mai întâi să ajungem acolo și vă arăt imediat. Uitați și baza lui Pain de la depărtare. Deci dacă vă uitați, uite acolo cred că are, uite are încă nava spațială care a luat toate animalele. Fiți atenți să vară, da? Ia uitați. Deci încă e prank-ul, încă e zăpadă peste tot, i-au făcut și altar. Capete de nociv, ezi trend, nocivanii la intrare de i-am făcut-o tot eu. Și cam asta s-a întâmplat în baza lui. Mă, dar cine a pus asta aici cam curajos? Herobrine a fost aici. Hai că vine și Herobrine de silver. Uite așa, vine Herobrine 2, fiți atenți. 400k facem tam tam. Uite așa, îi dăm foc. Și acum punem, uite așa, Herobrine Realu. Realu a fost aici.
Grijă, bro. Nu, grijă, pain. Bun. Și acum umplem de Enderman. Uite așa frumos. Aveți și niște răzvănică Gaming HD cu skin de Herobrine. Ia uitați, băi, ce am construit aici. Ia uitați-vă. Opa, opa, încă sunt snowmanii mei, ești nebun. Am pregătit TNT-urile, am pregătit tot ce-i nevoie și o să vedem cel mai satisfăcător moment din Topicraft. Probabil pentru unii nu o să fie satisfăcător, o să fie distrugere totală. Dar vă spun sincer, pentru că m-am gândit la chestia asta înainte, avem episoade pe Topicraft, avem vreo 25 de episoade, aveți un playlist în descriere dacă vreți să revizionați episoadele. Mai târziu un episod o să fie un montaj cu toate episoadele, cu momente tari, să ne aducem așa aminte de serie. Dacă vă vine să credeți, primul episod de Topicraft a fost pe 22 mai anul ăsta. Deci a trecut destul de mult timp de la primul episod și eu sunt cel mai în urmă, cred, pe Topicraft în funcție de progres. Deci eu cred că sunt singurul fără un beacon, deoarece nu am apucat niciodată să-l fac. Dar știți că o perioadă la început, când a fost seria, am avut o pauză de vreo 2-3 săptămâni în care youtuberii au distrus Topicraft în două. Și da, cam asta este nebunia. Salut, oameni buni, și bine v-am găsit aici la o nouă serie numită Topicraft împreună cu toți youtuberii ăștia forță. La revedere. Nu, 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 no, am spus pa. Unde-i Zosami? Stai, unde-i Zosami? Zosami e în vacanță. Nocivane, lasă casa. Nociv! Nocivane! Nocivane! Lasă casa, Nocivane! Mă, Nocivane, uite ce mi-ai făcut. Întoarceți capul, okay. Întoarceți capul. Dați cu spatele. Okay. Întoarceți-vă! E destul de aproape și vreau să mă mut aici să-mi fac o casă destul de interesantă sub pământ. Ia vedeți, băi, ce-am făcut aici? Am făcut, uite, mai gaura. M-au dat afară de pe insulă, băi, era cea mai tare insulă din lume. Ce faceți, fraților? Bine v-am găsit la un episod de Topicraft. Insula mea preferată, revin la tine. Dar fă-ți doar de mine, ia uite cât de tare e, cea mai tare insulă de pe Topicraft. Nu, sincer, asta aștept și eu și, aparent, așteptăm degeaba. Mă rog, oricum. Salutare tuturor, a venit în sfârșit ziua pe care am așteptat-o cu toții de 2 luni. Astăzi, eu împreună cu youtuberii, o să mergem în End să bătem dragonul final din Minecraft. Ia uite-i, mă! Hai, salutare! Nocim, noce tren, noce vibe, noci vani, intrați tot pe live-ul al meu, ezicran, haterii ar spune că sunt om, dar de fapt sunt cel mai tare raton. I silent, sunt pe Topicraft cu frații mei în SMP. I silent, I silent. Au venit extraterestrii pe Topicraft? Mi-au luat extraterestrii animalele, mi-au luat oile și lamele. Ce bă? Acum, haideți să mergem împreună să vedem ce stoc avem și să ne uităm așa un pic la insula mea pe care am construit-o. Deoarece eu zic că e o memorie destul de bună, mai ales dacă ne uităm la episodul ăsta, să vedem peste un an, peste doi, peste trei cum a fost Topicraft. Vă spun sincer că ăsta a fost... Deci eu am fost în multe SMP-uri, foarte multe de-a lungul timpului, cred că am fost în vreo 10 SMP-uri, chiar mai multe. Și vreau să vă spun că Topicraft, din punctul meu de vedere, poate și al vostru, spuneți-mi în comentarii dacă sunteți de acord, a fost top 2 maxim. Deci zic că a fost cel mai bun SMP, cu toate că ăsta, SMP-ul ăsta a avut cei mai puțini youtuberi, adică celelalte SMP-uri au avut foarte mulți youtuberi la modul, cred că erau în jur de 20-15 youtuberi în fiecare SMP, de toate numerele, cu puțini abonați, cu mulți. Ăsta a avut, cred că, 4 youtuberi, adică au fost 5 la început
Apoi am ajuns la 6 când l-am băgat pe Pain. Dar Pain efectiv cred că o săptămână s-a jucat și după a decolat n-a mai intrat. Și cel de-al 5-lea YouTuber, adică Sinner, n-a jucat mai deloc, a jucat cred că cel mai puțin de toți YouTuberii. Deci am fost doar eu, Sami, Nocivanu, da bă, și iSilent. Deci noi patru m-am distrat cu echipa asta de patru, cu noi patru ne-am distrat foarte mult pe Topicraft, a fost chiar tare. S-au întâmplat multe chestii și chiar a fost o serie super tare. Și v-am spus, pe mine nu prea mă interesează să țin harta, la modul să nu pupui să am harta, să intru când vreau eu pe ea. Deoarece știm și noi că nu o să mai intru niciodată pe ea probabil, sau dacă e un backup mai vechi, dar avem videoclipurile, ne aducem aminte de toate momentele de pe Topicraft, avem pe YouTube toată memoria. Așa că acum o să mergem în baza mea să vedem ce stoc avem. Ne permitem să facem o explozie frumoasă sau nu? Vreau să o fac în așa fel, să fac un mecanism, să mă uit de sus cum bubuie totul. Am multe de bubuit, așa că haideți să trecem la treabă. Deci eu am două șulcăre, da? Ne punem armura înapoi. Eu am două șulcăre care sunt, ups, care sunt pline de iteme. Cel din stânga conține nisip, cel din dreapta conține gunpowder, da? Foarte bine. Vreau să-mi pun, am să pun un cap de nocivan, dar se pare că n-am, ai. Bun, hai să ne băgăm chestiile astea într-un chest rapid, o să iau chestul ăsta cu diamante. Uite, opa, îl luăm pe răzvănică și bag tot ăsta, o să vedeți ce vreau să fac cu chestia asta curând. Băgăm toate chestiile astea aici, țin niște de-astea, bun. Și acum, următoarea misiune pe care o avem de îndeplinit este să luăm nisipul. Nisipul pe care o să-l arunc aici. Îl aruncăm pe tot, zep, zep. Și acum o să luăm gunpowder. Da. Avem mai mult gunpowder decât nisip. Și acum ne băgăm la treabă. Scriem aici TNT. Jap. L-aruncăm pe tot. Cum fac să-l arunc pe tot? Pot? Stați așa. Gata, fraților, s-a rezolvat problema de sistem. Cât TNT am? Hai să vedem împreună. Mă, câte stacuri am, ești nebun? 1, 2, 3, 4 stacuri jumate, cam așa am. Și nu prea am gunpowder. Știam eu că o să fie gunpowder-ul problema. Oare am aici? Nu mai am. S-a terminat gunpowder-ul, de s-a terminat distracția. Cam astea sunt TNT-urile. Cam ăsta este stocul meu de astăzi. Cam atâta stoc am. Acum trebuie să facem o chestie interesantă pentru a face explozia destul de word. Trebuie să facem un mecanism. Și vreau să fac un mecanism care să bubuie TNT-urile. Eu stând undeva în înălțime, cam ăsta ar fi planul. Uite, vreau să fac niște repeatere. Vreau să fac un sistem simplu, nimic complicat. Facem 23 de repeatere, s-ar putea să-mi ajungă. Astea le punem sus. Și tot să-mi aranjez ăsta. Hop. Și haideți să luăm ce material să folosim pentru a bubui astea. Vreau să iau, hai că oricum vreau să folosesc iron-ul ăsta. Deci o să luăm tot iron-ul. O să facem din blocuri de iron. Scriem aici block of iron. Am luat un stack. Nu cred că o să-mi ajungă. Avem și de gold. De gold n-am. Nu știu ce materiale să folosesc. Cred că o să folosesc piatra asta, dacă este să nu-mi ajungă. Bun, și acum hai să construim un mic mecanism destul de simplu, nimic sofisticat, pentru a putea face sistemul ăsta nebun rău de tot. Extra, extra, extra. Deci planul meu este următor. Vreau să bubui totul de pe turn. Așa că trebuie să facem un sistem care să poată să bubuie de pe turn totul. Deci hai să începem prin a pune redstone. Să spunem un repeater. O să facem așa. Urcăm o scară. Da, o scară simplă, nimic sofisticat până aici. Cred că nu o să fac chiar așa de înaltă. Cred că o să o ridic la modul să ajung cât de cât la turn, ca să dau pe un buton sau ceva și să bubuie. Poate o să pun delay pe repeatere, ca să dureze mai mult până bubuie. Hai să luăm acum, uite așa. Da, eu zic că e ok. Și acum haideți să punem redstone-ul. Uite, îl punem așa, până jos. Momentan nicio problemă, corect? Și aici o să fie primul TNT. Stați să mă gândesc cum să fac. Nu știu la câte d-astea. Stați să fac un test rapid. Vreau să văd câte redstone-uri poate să țină putere. Deci avem așa. Dacă îl scoatem pe ăsta, punem aici un redstone și el poate să țină până, să zic că destul de mult. Hai să zicem până aici, nu? Deci dacă le numărăm, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deci avem 13 linii, 13 blocuri de fapt. Deci dacă o calculăm de aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci aici ar trebui să fie un repeater. Ca să facem cu repeater, trebuie să facem, cred că așa. Sau oare merge direct așa?
Sunt curios, ia să vedem. Hai să zicem că îl activez pe ăsta. Funcționează, dar nu ajunge jos. Nu se conectează cu ăsta, deci ar trebui să facem ceva în genul. Cred? Asta trebuie să intre în coace. Cam complicat, fraților. Deci ar trebui să vină așa. Nu mai funcționează apoi. Ok, deci o să facem un alt mod, o să facem diferit, fiți atenți. O să facem, o să te dăm drumul de aici, așa e. O să-i punem cu delay. O să-i punem cu delay, o să punem maxim delay. Apoi o tragem, uite așa. Îi punem aici maxim delay. Tragem așa, maxim delay. Uite, de fapt, hai de o pun aici. Bun. Nu știu cât o să dureze exact ca să bubuie, dar experimentăm, vedem. Dacă durează prea puțin și n-am timp să ajung în turn, aia n-ai ce să faci. Mă, dar mi-au pus YouTuber ăștia la zăpadă, dar ți se face rău. Îi punem delay maxim. Mamă, zici că e un dominos, ești nebun. Da, ăsta e un dominos mai mult, adică e insane. Aici punem, uite așa. Așa, circuit. De fapt, ăsta îl punem, uite așa. O să coboare așa. Uite, până aici, da? Ups. Cred că am ruinat totul, ești nebun. Tragem aici ăsta. Așa. Și aici o să fie butonul. De fapt nu butonul, o să fie, o să punem un redstone. Bun, deci aici o să fie startul. Sunt curios cât o să dureze, așa că haideți să începem acum să facem dominosul. Dominosul cu TNT-uri, să vedem cum le punem. Deci ar trebui să-mi ajungă. O să facem, uite așa. Eu am și un mod care mă ajută să construiesc mult mai rapid. Deci aici o să bubuie castelul cu câteva TNT-uri. Nu multe, că vreau să țin mai mult pentru baza mea. Cel puțin un stack. Să bubuie spectaculos. Uite aici. Asta o spargem și haideți să punem blocurile astea în așa fel încât să nu cumva să se piardă. Să nu mai bubuie, cine știe, poate se oprește dominosul. Și nu am vrea chestia asta. Ok, ajungem coace. Sper să nu se întrerupe dominosul, că ar fi cam rip dacă s-ar întâmpla asta. Eu le pun la un bloc distanță, deci... Bun, am ajuns acasă, fraților. Aici e distracția. Aici e distracția, ai silent, ai silent. Punem deasupra câteva TNT-uri. Și fiți atenți, o să fie cel mai satisfying. Cel mai satisfying o să fie în casă. Fiți atenți, coborâm acum în bază. Deci asta o să bubuie. Hai să scoatem aia, de fapt. Și scoatem și blocurile astea. Și o să cadă TNT-urile gen, uite așa. Și aici e dezastru național. E național, fraților. Bun, băgăm și aici câteva. Înțeles să băbui chestia asta. Deci ne luăm la revedere de la Topicraft într-un mod epic, fraților. Ne-am jucat foarte mult, m-am distrat, am construit chestiile astea, dar este momentul să ne luăm la revedere. Aici e moment epic, fraților. Aici e moment epic. Ia să vedem. Aici e momentul epic. Mai am 55, vreau să mai păstrești pentru afară, că am multe de băbui și afară. Uite, punem două așa. Aici, aici, bam, 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 bam. Cred că ajung, nu? Doamne, momente epic, fraților. Uite așa. O să pun. De fapt e ok, ajung, ar trebui să ajungă. Uite așa. Vreau să bag și înăuntru câteva. Că mai am o grămadă. Uite așa, bubuim și încoace. Sunteți gata de explozie, fraților? Cine e gata? Hai să vedem. Faceți clip la faza asta. Știți că aveți acolo o foarfecă. Faceți clip și puneți-o peste tot. Puneți-o pe TikTok să vadă și TikTok-ul că am bubuit Topicraft. Că nu o să le vină să creadă. Avem de bubuit și încoace. Pa, pa, Topicraft. Ne-a părut bine. Mamă. V-am spus, sper să meargă... Mamă, ești nebun. Gata, astea au fost TNT-urile. Să vedem dacă a funcționat, doamnelor și domnilor. Deci avem felul următor. Vreau să urc. Nu știu cum funcționează delay-ul, v-am spus, nu prea știu. Nu știu exact cum o să funcționeze delay-ul de la repeatere. Dar sper să meargă exact cum ne dorim noi. Hai să facem zi. Ar fi cam păcat să bubuie noaptea, nu? Oh my god! Ok, sper să nu strice creeper-ul ăsta toată distracția, că nebunim. Pam! Mamă! Hop. Easy game, boys. Hai să ne culcăm rapid.
de urgență și sunteți gata de explozia finală? Deci abia aștept, fraților, s-a terminat complet și haideți să intrăm să vedem. Fraților, uitați pe cine am chemat, fiți atenți. Lucia, tu dai startul când îți spun. Ia! Yeah! Deci fiți atenți că imită rădătă cu ce se întâmplă aici. Îi dăm niște torțe. Vino să îți arăt unde. Deci fiți atenți, arătăm unde să pună. Uite pe blocul ăsta. Deci aici o să pună când îți spun eu. Deci aici pune când îi zice noi, băie, și ne urcăm în turn. Mamă, deci nu-i pregătit, o să rămână șocată. Unde sunt, mă, rachetele, așa? Mă urc în turn. Aoleo, ce săritură de noob. Ce haideți acum? Să vedem explozia, fraților. Aoleo. Ești gata? Turnul ăsta n-o să bubuie, da, aie. Acum! Hai, ia. Nu cred. Moment epic. Moment epic. Ia uite-le pe alea ce bubuie acolo. Mamă. Wow. E șocant, băieți. E șocant așa ceva, e șocant. Fraților. Lucia, ce părere ai? Nu-ți vine să crezi? Ia să vă arăt de sus cum arată acum insula mea. E ruine, cineva locuia aici. O să zică, dacă mai continue Sami Soare, seria de nebun, o să zică la oameni, cineva obișnuia să locuiască aici, așa o să le zică. Doamne, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, da, fraților, cam ăsta a fost episodul nostru de vizionare. Ne vedem data viitoare, cred. Doamne, ireal. Ireal. S-a întâmplat, fraților, s-a întâmplat.